Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național al României. Această zi a fost marcată de autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului și în municipiul Piatra Neamț. Consider că respectul și prețuirea pentru identitatea neamului trebuie să fie o constantă a poporului român, care nu se poate degrada, indiferent de transformările pe care societatea noastră le suportă în timp. Drapelul național nu este o simplă bucată de pânză prinsă într-un băț. În el și prin el trăiește toată simțirea românească, istoria neamului nostru, zecile de lupte date pentru ca românii să-și câștige independența, unirea sau eliberarea de sub regimul comunist. Steagul României a fost cinstit și onorat la fiecare abordare, atât în luptele în care oștenii și-au dat viața pentru țară, cât și atunci când au fost recunoscute în lumea întreagă performanțele intelectuale, sportive sau artistice. Oficialitățile locale și județene au participat la ceremonia de salutare a drapelului, iar apoi la defilarea ofițerilor și subofițerilor din cadrul unităților nemțene de poliție, jandarmi, din armată și ale pompierilor. Muzica.